E aproape imposibil să nu vedem cum în zilele noastre foarte mulți creștini sunt interesați de aspectele premergătoare de venirii Domnului Isus și nu spun că lucrul ăsta e ceva rău. Nu, nu e deloc rău să cercetezi Scriptura, nu e deloc rău să cercetezi Cuvântul Domnului pentru a te pregăti duhovnicește, pentru a te apropia mai mult de El și mai ales pentru a înțelege voia lui Dumnezeu în vremuri ca acestea partea care ar trebui să ne ține treji duhovnicește și care ridică semne serioase de întrebare, e însă acolo unde aceste preocupări despre care am vorbit înainte sunt umbrite în final de căutarea după lucruri ieșite din comun, după teorii și idei care captivează, dar care din punct de vedere spiritual nu slujesc credinței și nu slujesc nici de săvârșirii noastre a celor ce stăm în așteptarea descoperirii Domnului. Și pentru că nu sunt puțini cei care aleargă după senzațional, după tot felul de teorii ale conspirației, și înțeleg că și între credincioși există această tendință în rândul unora, aș vrea să ne aducem aminte că unul dintre scopurile Lumii fără Dumnezeu a fost dintotdeauna efortul de a distrage atenția oamenilor de la lucrurile lui Dumnezeu, de la credință, de la voia lui Dumnezeu, de la apropierea de El și mai ales de la Hristos. Acum sigur că Biserica lui Dumnezeu a fost expusă de-a lungul istoriei la tot felul de deviații doctrinare, însă Duhul Domnului și cunoașterea Sfintelor Scripturi nu a lăsat ca speculațiile și neadevărul să pervertească în vreun fel sau altul credința celor sinceri și a celor care iubesc cu adevărat pe Domnul și Mântuitorul nostru, pe Domnul Isus Hristos. Dar această tendință subtilă cu care lumea vine înaintea credincioșilor pentru a-i distrage și pentru a-i preocupa cu lucruri fantasmagorice e parte din acel plan de depărtare al creștinilor, de depărtarea bisericii de la lucrurile duhovnicești și care în final duc la necredință, în final duc la îndoială, la depărtare de adevăr și de ce nu va duce chiar la depărtarea de Hristos și de mântuire. Și pe cât de nesenzațional par acest lucru, tot atât de mult e un fapt actual. E un fapt les nevizibil în încercarea de a îndepărta de Domnul pe cei nestatornici și ușor înduplecabili, dar cei ce sunt ancorați în Hristos și în Cuvântul lui Dumnezeu sub descoperirea Duhului Sfânt văd ceea ce se întâmplă, văd acest pericol și sub îndemnul lui Dumnezeu cred că niciodată n-a fost mai potrivit să vorbim despre acest lucru decât acum. Așadar, vă invit să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament, la Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni și să citim împreună cuvântul Domnului din capitolul 2 începând cu versetul 6. Și cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Astfel, dar după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumit către Dumnezeu. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos, căci în el locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în el, care este capul oricării domnii și stăpâniri. În el ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejura lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu el prin botez și înviați în el și împreună cu el prin credința în puterea lui Dumnezeu, care l-a înviat din morți. Amin. Dragii noștri, undeva în jurul anilor 62 după Hristos, Apostolul Pavel scria comunității creștine din Colose pentru a întări duhovnicește, dar și pentru a-i aduce aminte că tot ceea ce dă valoare credinței creștine nu e nimic altceva și nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos. Pavel era închis până acea vreme, iar Epafra-i adusese lui Pavel vestea că cei din Colose erau un pragul al într-o eroare teologică. De fapt, colosenii au înțeles că înfrânarea de la poftele păcătoase și echilibrul spiritual erau lucruri necesare vieții de credință, ceea ce era bun, numai că pe lângă acestea ajunseseră să se creadă pe ei înșiși mai bun decât erau alți credincioși și credeau că având aceste lucruri îi făceau să fie superiori, iar ceea ce era și mai periculos decât această mândrie spirituală erau interferențele care își făcuseră loc în credința lor și care le îngrijorau de acum chiar și pe Pavel. De exemplu, deveniseră ritualiști și credeau că, pe lângă ținerea și abstinența de la unele lucruri care, într-adevăr, așa cum spuneam înainte, erau rele, mai credeau și că ținerea și respectarea unor sărbători și tradiții erau vitale credinței și mântuirii. Apoi, credeau că a fi buni creștini avea de-a face cu părerea înaltă despre ei înșiși, că puteau înțelege mai bine decât restul lumii unele mistere, și mult mai periculos. Unii chiar ajunseseră să practice închinarea la îngeri, așa cum vedem că zice în Coloseni 2 cu 18. Lucruri de felul ăsta, în optica spirituală a colosenilor, însemna un mod cât se poate de greșit puncte importante de creștere duhovnicească, iar Pavel nu ezită să le scrie și să-i avertizeze în privința erorilor pe care le îmbrățișaseră așa de ușor și în zilele noastre. Sunt mulți care vin cu astfel de lucruri și lucrurile astea prin ușor. Vorbim dacă vezi de așa zise descoperiri, vorbim dacă vezi de învățături și idei despre care spun ei că nu le-au fost date altora spre descoperire sau cunoaștere și numai dacă îi asculți pe ei, dacă îl asculți pe el sau pe ea, pe cutare sau pe nu știu cine, numai atunci te luminezi și vei vedea în ce întuneric te găseai. Și tot așa, ori lucrurile astea, care de altfel nu sunt noi, sunt lucrurile despre care Pavel s-a văzut nevoit să scrie și să le spună colosenilor, dar și nouă celor ce trăim în anul Domnului 2024, că Hristos este tot ceea ce avem nevoie și nimic din ceea ce vor alții să aducă spre falsa noastră iluminare spirituală, nu ne e de niciun folos. Așa cum versetul nou din textul epistolei către coloseni spune, noi avem totul de plin în el în Domnul Isus, pentru că în el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii și tot el, Domnul Isus, e capul oricărei domni și stăpâniri. Nu știu cât de mult au priceput colosenii lucrul ăsta și nu știu nici cât de mulți sunt dispuși în zilele noastre să înțeleagă importanța prezenței lui Hristos în credința creștină, dar fără a avea pământuitorul ceea ce crezi, ceea ce ai învățat, ca să nu mai spun trăirea și așteptările tale spirituale, nu sunt altceva decât filozofie, sunt vorbă goală. Și așa cum zicea Ecleziastul, sunt doar goană după vânt. Și nu e deloc o întâmplare să vedem că și în zilele noastre se încearcă alterarea credinței. Pentru că una dintre marile probleme cu care se va confrunta generația vremurilor din urmă e cea a purității credinței. Să ne amintim că Scriptura vorbește despre vremea când oamenii se vor alipi de învățăturile dracilor, despre vremea când oamenii nu vor putea suferi învățătura adevărată și vor căuta acele lucruri care să le satisfacă crezul lor, deci nu crezul dat de Dumnezeu. Scriptura vorbește despre vremea când oamenii vor căuta lucruri care să le gâdile urechile și în final se vor găsi între cei înșelați și pierduți duhovnicește. Unii dintre ei, realizând că în căutările lor după senzațional, s-au depărtat foarte mult de Dumnezeu. L-au pierdut pe Hristos și și-au omorât atât credința cât și conștiința care le fusese înnoite de Duhul Sfânt. De aceea vă invit să ținem cont de învățăturile apostolului Pavel, de cuvintele lui, și să ne aducem aminte de importanța persoanei mântuitorului în credința noastră și împreună să facem lucrul ăsta în timpul care ne stă la dispoziție. Așadar, imperativul întoarcerii la însemnătatea cunoașterii lui Hristos e absolut necesar pentru revenirea pe calea lui Dumnezeu. Vedem asta la Pavel atunci când vorbește despre importanța credinței în Domnul Isus celor din Colose și o vedem la noi, la cei care suntem încredințați că fără Domnul Isus Hristos, credința, indiferent cât de sofisticată ar ajunge să fie promovată de unii, deci, fără Domnul Isus e zadarnică. Preubiților, tradiția creștină ne spune despre unul din sfinții bisericii care dorin să scape de ispitele lumii, de problemele ei, a căutat să se depărteze de lume și să caute un loc izolat, un loc unde, departe de tot răul, să poate trăi mai aproape de Dumnezeu. Și în locul pe care l-a găsit potrivit pentru el, departe de acum de gălăgia lumii și de influențele ei păcătoase, omul acesta s-a confruntat cu altfel de încercări, s-a confruntat cu altfel de lupte spirituale, lupte spirituale specifice singurătății și spune tradiția că printre luptele sale duhovnicești, cele mai intense au fost date cu propriile lui gânduri. Zice că a avut așa de multe întrebări în singurătatea lui încât la un moment dat începuse să aibă îndoiel cu privire la credință chiar. Și pe măsură ce timpul trecea și presiunea lăuntrică din sufletul lui se accentua odată cu binecunoscutele de ce și cum. Și o stare de depresie sufletească creștea în fiecare zi în lăuntru câștiga teren în inima lui. Și ne spune acolo că biruința lui, biruința lui în urma acestor tensiuni lăuntrice, a venit atunci când și-a abătut credința de la problemele astea, de la luptele astea și s-a întors cu gândul și sufletul către Mântuitorul, către Domnul Isus Hristos. Și zic că n-ar trebui să ne mire lucrul ăsta, pentru că așa ne spune și Sfânta Scriptură. Cel puțin dacă citim Psalmul 34, acolo ne spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Și mai zice acolo, i-au căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a zbăvit din toate temerile mele. Primul lucru pe care vreau să-l aduc în atenția dumneavoastră e să nu pierdem din vedere dumnezeirea Domnului Isus și importanța acestui lucru. În clipe de îndoială, în momente când lumea încearcă să-ți clatine credința, să te facă să cazi, nu uita cine e mântuitorul tău. Domnul Isus e înainte de toate Fiul lui Dumnezeu și nu oricum și singurului fiu. Apostolul Ioan spune că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului fiu care este în sânul Tatălui, adică Domnul Isus, este cel care ne l-a făcut cunoscut. Tot apostolul Ioan e cel care ne spune cât de importantă este credința noastră în el, cât de importantă e pentru a avea viața veșnică. Și toți știm, sau cel puțin am auzit, că Dumnezeu a iubit într-atât de mult lumea încât a dat pe singurul lui Fiu pe Domnul Isus, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Dar nu numai atât. Domnul Isus este Dumnezeu. Unul din ucenicii Domnului întreba înaintea ultimului Paște petrecut alături de ceilalți ucenici: Doamne, arată-ne pe Tatăl cineva fiind de ajuns! Iar Domnul Isus îi spune: Filip, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut? Eu și Tatăl, spunea Domnul, suntem una. Și tot la fel, Toma, cel numit necredincios, atunci când îl vede în pe Domnul Isus, exclamă plin de bucurie: Domnul meu și Dumnezeul meu! Așadar, e foarte important să ne aducem întotdeauna aminte, și asta mai ales în momente de încercare, în momente când credința ne este luată cu asalt, că Domnul Isus e Dumnezeu. Apoi, tot la fel de important de reținut, e să prețuim întotdeauna lucrarea Domnului, știind că El e Mântuitorul nostru. Dragii noștri, pe lângă versetul de aur al Bibliei pe care l-am amintit mai devreme, Biblia nu face economie la cuvinte și în paginile ei, pe lângă imperfecțiunea naturii umane dobândite în urma neascultării de Dumnezeu, vedem că singura a omului de a-și restaura relația lui cu Dumnezeu, dar și de a primi viața veșnică, nu-i la nimeni altul decât la Domnul Isus. În Cartea Faptelor, Apostolul Petru spune, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este dat oamenilor sub cer niciun alt nume în care să fim mântuiți niciun alt nume decât numele Domnului Isus Hristos. Te întreb acum, te-ai gândit vreodată de ce toată această discuție despre importanța Domnului Isus Hristos în credință? De ce trebuie întotdeauna să revenim la temelia învățăturii credinței? În primul rând, așa cum spunea Pavel, facem asta pentru că dacă nu luăm seama, mulți vor fi furați, mulți vor fi amăgiți cu filozofia de șartă sau cu știința pe nedrept numită astfel și purtați încoace și încolo de tot felul de idei și teorii ale conspirației, de nu știu ce descoperiri și ale unora care dimineața la prânz și seara ne tot spun cum au primit ei ceva special de la Dumnezeu și numai dacă ți seama de ce spun ei te luminezi, pentru că de, ei sunt singurii care au prime time cu Domnul și nimeni alții în afară de ei nu sunt așa de special și deosebit și asta mai ales când revelațiile lor depășesc cu mult pe Daniel și Apocalipsa la un loc. Dragi noștri, dacă nu luăm seama, mulți în contextul acesta premergător vremurilor de cercetare spirituală din timpul sfârșitului, mulți se vor pierde. Se vor lăsa amăgiți, și nici nu-și vor da seama cât de tare s-au de decât atunci când va fi prea târziu. Petru spune că lucrurile vor ajunge până acolo: că vor fi jocoritor care vor face haz pe teama credinței, spunând că unde sunt toate lucrurile și unde-i făgăduința venirii lui, că toate sunt la fel de când lumea, la fel cum le știm. Același apostol Pavel, mult mai explicit, ne spune și ce în spatele acestor lucruri, când foarte clar zice că mulți se vor abate de la credință. Fiind înșelați de unii oameni însemnați cu fierul roșu în chiar cugetul lor, iar alții se vor lăsa amăgiți de învățăturile dracilor. Și atunci, se ne mai mire evoluția negativă a multor news pe care le tot auzim? Lucruri ca artificial intelligence, viață pe altă planetă și știință extraterestră? Mai mult, în ultima vreme au apărut unii cu așa zise Evanghelii obscure și Biblii despre care zic ei că le-ar fi ascuns biserica ca nu cumva să fie cunoscute și că lucrurile de fapt ar sta exact invers decât scrie în Biblia noastră. Și tot așa, dragi noștri, trăim vremuri care anunță o presiune intensă asupra credinței și asupra adevărului spiritual. Și toată această bătălie, toată această luptă se dă pe multe fronturi, se dă pe multe nivele, se de la nivel spiritual se dă la nivel fizic, acolo unde creștinii sunt persecutați pentru credința lor și se dă la nivelul inimii, la nivelul minții și al sufletului. Iar toate acestea sunt pentru a-L denigra în final pe Domnul Isus, pentru a lovi în Dumnezeirea Lui și în ultimă parte, pentru a-L face cât mai greu accesibil celor însetați după mântuire. Cât efort pentru a sta împotriva cunoașterii Lui Hristos și cât efort pentru a împiedica pe oameni să cunoască mântuirea și adevărul Lui Dumnezeu. Și știți de ce e așa de important? O spune chiar Domnul Isus de ce? Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Pentru că a cunoaște adevărul înseamnă să-l cunoști pe el și puterea lui de tătoare de viață. Înseamnă să cunoști mântuirea și să crezi pentru a te bucura de viața cea veșnică la care toți sunt chemați. Și ce păcat că puțini sunt aleși. Înseamnă să-l cunoști pe el, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul și Mântuitorul, care în mod unic e calea adevărul și viața către Dumnezeu și fără de care nimeni nu poate veni la Tatăl. El este viața și pentru că a biruit moartea și a înviat triumfător, ne cheamă să rămânem în El, ne cheamă să păstrăm credința și să fim biruitori împreună cu El. Asta e mare luptă pe care mulți nu o văd. E lupta pentru viața veșnică, e lupta pentru sufletul tău. Dacă n-ar fi așa de important, nici lumea și nici duhurile neascultării din spatele ei n-ar lupta așa de neobosit pentru a distrage atenția oamenilor de la Hristos și de la credința adevărată, de la credința scripturală. Dar lumea și cei nestatornici sunt în căutare de senzațional, sunt însetați după lucrurile șocante și atunci când nu le găsesc, sunt gata să se ridice împotriva celor simple, împotriva celor inspirate de Dumnezeu și date sfinților odată pentru totdeauna. Unul din profesorii mei de la Institutul Teologic spunea cu multă vreme în urmă că dacă credința și învățătura creștină nu l-ar avea în centrul ei pe Domnul Isus, atunci n-am avea aceste lupte, pentru că n-ar fi altceva decât filozofie și nimic altceva decât vorbă goală, așa cum sunt și celelalte religii. Dar tocmai faptul că Isus Hristos e Domnul și Mântuitorul, El singur e esența credinței și fără de care n-ar exista credința și nici biserica și nici n-am cunoaște mântuirea fără El, tocmai din această cauză, pentru că el ocupă locul central de stăpân de Domn și Mântuitor, din această cauză sunt și aceste lupte intense, aceste lupte de a arunca îndoiala, de a interzice închinarea și de a-i persecuta pe creștini, în special în anumite părți ale lumii, dar și de a crea tot felul de controverse pentru a-i distrage și a-i înșela dacă e cu putință chiar și pe cei aleși. Dragi noștri, vă invit să prețuim adevărul și să ne ancorăm credința și viața în Domnul Isus Hristos mult mai mult decât înainte și asta știind vremurile în care ne găsim. Venirea Domnului Isus este aproape și pentru că vrem să ne întâlnim cu Domnul pe norii cerului atunci când va avea loc momentul răpirii bisericii, să ne ațintim privirile la Hristos, la ținta și căpetenia de credinței noastre. De fapt, ăsta e și îndemnul primit în epistola către evrei cu care am să și închei, dar nu înainte de a cita acest cuvânt puternic inspirat de Duhul Sfânt pentru încurajarea noastră a tuturor. Și cuvântul Domnului spune în felul următor, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușina și a de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Și Dumnezeu să ne ajute în toate acestea, să stăm aproape de el și să ne ajute să ne bucurăm în continuare de pacea și de harul său minunat. Fiți binecuvântați! Amin!